Avem pretenții de a avea un oraș frumos, dar când vine vorba despre simț civic, mulți severineni nu par să dea doi bani pe acest aspect. Cel mai elocvent exemplu este în zona bulevardului Tudor Vladimirescu. Pietonii grăbiți traversează scoarul prin locuri nepermise, chiar prin mijlocul spațiului verde sădit de autorități pe banii contribuabililor. În momentul de față, bulevardul Tudor Vladimirescu a fost reabilitat aproape în totalitate. Chiar dacă acesta a fost lărgit și au fost create locuri de parcare, mai sunt încă persoane care, din păcate, preferă să parcheze pe spațiile verzi. Asta e pur și simplu nesimțire. Oameni fără gândire. Ce ar trebui să înțeleagă oamenii care fac așa ceva? Păi, dacă au mintea pe umeri și conștiința, ar trebui să nu-și bată joc de ceea ce s-a făcut. Degeaba se face de către Consiliu sau, eu știu, organele în drept, că nu se păstrează. Contează și educația de acasă mult. Părinții sunt la servicii, sunt liberi, eu știu, merg în discotecă, nu mai merg la biserică sau, eu știu... În ceea ce privește păstrarea mediului înconjurător, a lucrurilor frumoase care sunt în orașul nostru, ce ar trebui să facă tinerii? Ce ar trebui să înțeleagă? Să înțeleagă că trebuie să mențină cel puțin curățenia. Nu e frumos un lucru făcut să-l distrugem. E greu de făcut și ne costă bani. Și nu, cel care ar fi prins de face treaba asta ar fi trebuit să fie foarte tare sancționat. Și dacă severinenii sancționează dur gestul celor care bătătoresc cu piciorul sau cu mașina spațiul verde, și legea prevede aplicarea unor sancțiuni. Amenda este cuprinsă între 200 și 400 de lei. Pentru degradarea spațiului verde, în special discutăm de scoarul de pe Tudor Vladimirescu, prin trecerea persoanelor neautorizate peste acest scoar, amenda este cuprinsă între 200 și 400 roni. Și bineînțeles că până acum au fost sancționate destule persoane, deoarece chiar dacă au fost făcute treceri speciale la fiecare colț de stradă, mai sunt anumite persoane care trec peste spațiul verde. Doar în ultimele două săptămâni, polițiștii comunitari au amendat 154 de persoane care au călcat pe spațiul verde. Valoarea sancțiunilor aplicate este de 21.000 de lei. Alți doi conducători auto au fost amendați pentru parcarea pe spațiile verzi cu suma totală de 1.000 de lei.